Clementina. Poate mai avea părintele profesor, să zic. Mai nu știu. Clementina. Să nu se supere. Ai întrebare? Că nu știu cum te părătășești. Da. Eu am un răspuns la acest lucru. Deci postul este trecut în rânduiala calendarului ortodox. Miercurea și vinerea, posturile mari. Când ai post postești, când ai post nu postești. Dar te poți povedi. Te poți împărtăși și eu mă împărtășesc în post cu post, când nu e post, fără post. Da. Deci, Sfânta Împărtășanie nu are rânduiala postului în mod deosebit. Dacă vii odată din lumea asta rătăcit, așa, și spui, gata, am ajuns și în biserică, cel care vine așa, va fi pus la încercarea postului, să-i vezi stăruința și statornicia. Că dacă el cedează de prima, n-ai ce să dezbiți cu el. Dar tu care ții postul de miercurea și vine și toate posturile, poate ești la Sfânta Liturghie, te spovedește, împărtășești cu aia, nu mai ai nevoie de postul ăsta. Deci de postul fizic, e postul de faptele, știi? Că dacă te împărtășești, cum spune Părinte, te gândești bine, bă, mă împărtășesc. Postesc de faptele rele. Nu de mâncare. Nu ce bagi în gura, spun Mântuitorul. Nu spurcă pomul, ci iese din gura lui. Așa. Și mâncarea asta are un roșu socoteală. Deci noi trebuie să ținem posturile rânduite de biserică. Miercurea, vinerea, postul de zilele speciale, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul sau ajunul Boboteze sau toate alea. Și postul legea. Cine e în stare? Cine poate? Cine e sănătos? Cine postește la tinerețe, nu va ține regim la bătrânețe. Deci, asta este. Că Părintele spune, postește acum că e sănătos și de bună voie. Că vine doctorul și spune, gata, mănânci cu porția. 50 de grame, 100 de grame, aia nu mai vieță. Că mai ai început să ți-a dat regim doctorul, e mai rău decât postul. Ai terminat atunci cu bucuria vieții. Când postești, când e sănătos și postește, te bucuri la dezlegare, când vine praznicul, când vine hranul, când vine aia, bucurie mare, ai văzut? Poți să ajute așa când vine jucătorul ăla care e bolnav și vine Paștele, stă să uită că n-are voie cozonac, că n-are voie sac, că n-are voie aia, n-are voie aia. Ce mai? Deci cine nu postește la tinerețe, va ține regimul la tinerețe, clar. Deci va fi bolnav. Cine ține rânduiala, va fi sănătos tot. Da. Să-ți chiar o completare pe aceea. Poate nu se smintesc când spunem lucrul acesta, că sunt de acord cu Părintele la acest capitol. Spune, cum adică fără post? Păi citeam la Părintele Cleopa în volumul, nu știu, ca din cele 14, că atunci când vrei să te împărtășești, să citi post 7 zile sau 5 zile, nu știu cum, așa, cum, băi, nu să vă fiți altceva, pentru că va spune altceva. Părintele a avut dreptate. Părintele Cleopa s-a adresat atunci când se întâmplă acesta în lumea comunismului, celor care vineau cu autocarele la Mănăstirea Silăstria și care nu mai posteau în vremea respectivă. Păi te spuneam, măi, ați la mănăstire, deci tale, postiți 7 zile, vă spovediți, vă împărtășiți. Există un canon al bisericii care trece postul de sâmbătă. Spuneți că postez sâmbătă, trebuie să mă împărtășesc. Păi cum de ce postez sâmbătă? Păi nu postim așa igurea noi. Nu există semnificații. Miercurea pentru că a fost vândut Hristos, vinerea pentru că a fost răstignit, nu postim așa de dragul postului peste ce spune biserica. Și aici e foarte important, la biserică, la mine, așa, practic, și anume, celor care țin toate zilele de poste de steană. Atenție, toate. Că sunt unii au a fost în concediu, nu au avut, n-am ținut postul. Fiul meu nu mai poți să te împărtășești în fiecare duminică sau când vrei tu. Vrei să te împărtășești, ții mai mult post. Sau aștepți postul. Și asta până la o vreme singur, când vezi cum se bucure și a înțeles lucrul acesta, în câteva luni și revine, gata, intră în la obișnuită, dar atenționez un pic, ca să nu se joace cu lucrurile acestea, pentru că ați văzut la Sfântul Iacov în Noul Testament, apare un cuvânt. Se spune că, de fapt, poruncile se îndeplinesc integral. Și nu aleator. Când vrei tu, ce vrei tu? Care nu-ți poruncile vii, sunt poruncile tale, tu, sau știi tu, ce vrei tu, dar nu. Deci, dacă tu crezi în Hristos și asculți cuvântul Lui și asculți de biserică, îndeplinești integral. Dacă ai postit toate aceste zile, nu mai ai voie de un alt post. Însă vă spun practica din Sfântul Munte. Nu se întâmplă, nu se întâmplă, nu lângă carnea asta, să știi. Păi, părinții care vor să împărtășească monahii, sunt foarte mult puțin preoți acolo, să știți. Sunt un munte preoții, sunt pestrânceană. De ce? Că nu pot să facă preoți. Sunt aleși. Cei mai curați oameni, cei mai... De exemplu, Mănăstirea Patopedul, unde mă duc des, 120 de călugări, unde care numai 15 sunt preoți atât. Și pe 4-5 duhovnici, pe aia spovedesc, numai el, atât. Vezi tu?
sunt de 350 de ani acolo, sunt monahi simpli. E când un monah vrea să părtășească duminica, el nu postește sâmbăta să mănânce, știu eu, la miază, la dimineață, prima masă, le au două mese. La ora 7 sau poate 8 este prima masă, după ce poate că începe la 4. Și atunci mănâncă tot ce se dă. Ouă, dacă sunt, știu, bine, zic, oare. Însă seara, monahii ca să prăjeșesc, cam saltă masa. Stau acolo, nu mănâncă nimic, sau mănâncă, nu știu, un pic de, da, pâine sau... Se pregătesc un pic. Și așa am spus și credincioșilor mei, cum v-am spus, măi, dacă vrei, dacă puteți, de la miază încolo, nu mai mâncați carne și puțin mai puțin seara, așa, ca să vă pregătiți pentru tot. Deci, trebuie puțin atenție și aici. Să nu aveți impresia că dai un spăt seara și te păcești la doua zi. Nici așa, dar cu, știți, bun simț. Bun simț. Te plătășești totuși, nu poți să-i că nu ai ce să postești. Dar te pregătești un pic de la miază, mai mânci carne seara, ești atent. Nu, la ce? Ceva ușor, de aurt. Mai ușor, ca să nu mai problemă peste noapte. Cu apă, cu busetea, cu mânci carne. Mai grează, nu știu ce. Mai pui și ori ușurile de usturoi. Când te ajungi până aici la sunt copil, ca de copac ăsta. Ia zi, Clemente. Vreau să vă întreb dacă ceea ce a spus dumneavoastră referitor la noaptea de înviere este valabil numai la dumneavoastră sau și în alte biserici? Nu mai știu, e valabil la mine, că eu sunt duhovnic. Și duhovnicul are puterea lui Hristos, dar e ca și de zâncă. Aici e foarte important. Da, n-ai observat că e și partea practică. Dacă nu îi chem pe oameni, chem la nuntă și nu le dai mâncare cu oameni, le dai vin, nu știu, vine ceva la nuntă, nuntă lucru. E eucharistic, nu? Și a chemat, ai zis cu mirele la nuntă și adică odată pe ceva să petrec. Hei, n-ai observat că în anii în care făceam Sfânta Liturghie de noaptea de Paște, veneau la ouă la Paștele și plecau și stătea de dimineața la Sfânta Părtășeană, dar acum când împărtășim, așa, cât stați? La două, împărtășim la două potine, nu? Și aici este, hai la mine să mâncăm nimic. Păi nu, hai să mâncăm, să ne moscotăm cu trupul lui Hristos și apoi să ne bucurăm. Ai văzut că cei mai mulți care și fac, dacă îi lasă așa neîmpărtășiți de dimineață, la ora 12 cu cealaltă lumina, dă drumul la masa de petrecere, se strică rânduiala. Și cei care stau la Sfânta Liturghie, noaptea de Paște, se împărtășesc și bine și mult folosesc acest lucru și se începe intrarea în bucuria pascală altfel. Da. Numai la mine la biserică. Fiecare guvern cu politica lui. Așa. Apropo de lucrurile acestea, dați-mi e posibil ca auzind cuvintele acestea, sau pentru că aveți practica aceasta frumoasă la biserică, să mergeți la altă biserică, acolo să vedeți altceva. Să nu vă treacă prin cap cumva să judecați preoții de acolo. Atenție mare. Fiecare duhovnic răspunde pentru trupul lui Hristos. Eu nu pot să-l condamn pe altul omul că nu vrea să putească mai des sau că nu știu ce vrea să facă el. El face după conștiința lui, după cât a înțeles, după cum a ucenicit, unde a ucenicit, unde a deprins, după cuvinte, și cum lasă conștiința. De aceea, până asta, pentru că știți că e nevoie de împărtășire mai deasă, mergeți acolo unde vi se răspunde la fel și nu judecați pe cei care nu fac așa. Dar sau dați cuvintele în cazul gânsului de noaptea de înviere. Este o chestiune care și-o asumă, părinte. Da? Nimeni nu poate, poate interzice, nimeni nu poate judeca și nu-i voie să judece. Și nici invers, nici în părintele, să nu judece cei la spreuți care nu împărtășesc des, că le împărtășesc des. Nici el pe ei, nici niciodată. Vreau să spun copiilor mei care merg la alte biserici și vreau să le comunic chestia asta. Că... Hai, lasă-mă. Așa. Părinte, da, pe spate. Avem o întrebare. În ce condiții o persoană demonizată din zilele noastre se poate împărtăși? Eu sunt în această situație. Da, acum, așa cum spuneam înainte, totul este la decizia duhovnicului. Duhovnicul poate hotărâi și sunt cazuri în care cei care au această problemă se împărtășesc. Mai mult decât dacă exact, și dacă nu scuipă împărtășani și nu au probleme de genul acesta. Mai mult decât atât, exista o notă într-un arhiraticon de vreme, că în cazul în care se sfințește o biserică, și că se pun Sfinte Moaște, am spus Sfânta Masă, și nu există la îndemână Sfinte Moaște, pur și simplu într-o anumită întâmplare, mai ales în vremurile vechi, să se pună din rămășițele unui demonizat care a murit așa.
Pentru că biserica a socotit că acela este un fel de mucenic. Dumnezeu a îngăduit ca să aibă această muncă, poate și pentru păcatele lui, adevărat. Dar pentru că el a murit așa și Dumnezeu a îngăduit să sufere foarte mult, atunci de biserica a spus că trebuie să pui tiranosițele acelea la biserică. Sigur, acum nu este cazul, pentru că se mișcă lucrurile foarte repede. La învechime, undeva, într-o biserică, într-o pustie, nu știu unde, dar suntem așa, să nu știu câte săptămâni, luni, până la Roma, sau nu știu, sau deci suntem așa, da. Și atunci, iată, era o soluție de avarie. Și după aceea ne sugerează cam cum se aporta biserica la aceste lucruri. Oricum, tot ce se întâmplă, să știți că, inclusiv rău, ca se întâmplă, nu se întâmplă cu îngăduință de Iisus. Nu provine de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu îngăduie. Dacă Dumnezeu îngăduie, există un folos acolo. Dumnezeu vrea ceva de la noi, că ne ajută cu acest lucru. Exact. Părinte profesor, vis-a-vis de împărtășirea copiilor, se întâmplă deseori ca pruncii până la 3 ani, care vin la împărtășit, undeva în jurul orelor 10-15, să fi mâncat dimineața. Cum procedați în această situație? Îi împărtășiți? Totodată mai sunt situații, câteva excepții, a unor copii care au poate 7 ani și jumătate, sau și 3 luni și 4 luni, și care încă nu s-au spovedit. Îi împărtășiți sau nu-i mai împărtășiți de la 7 ani? Da, întrebarea este foarte practică și foarte bună. Am tot felul de semnale de la cărnicioșii care vin pe la mine. Nu știu, la mine, dacă ați văzut vreodată, sau dacă ați auzit, la biserica aceea de la fabrica de pâine, spre Cernica, fabrica de pâine Titanic, sunt biserica mică de piatră, acolo sunt eu. La noi, la fel, e o biserică de copii mici. Vreau să vă spun că avem copii, o biserică aia foarte mică, mai mică decât aceasta, avem duminica 40-50 la împărtășit. Eu am 5, Barbersievul 6, Cântărețul 3, el la 4, la 5, la 6, suntem, da, de fapt suntem câteva familii, cu 30 de familii și copii se umple acolo, e grădiniță. În cazul ăsta, vă dați seama că avem experiență cu împărtășitul copiilor mici. Ei, se face să mai duc și prin alte părăți, pentru că nu toți locuiesc în zona. Și am problema aceasta. Unii preoți, un preoț stai un pic. Am mâncat copilul? Da. Mă mai plătă și gata. Nu știu, eu mă gândesc oare acei preoți nu au copii mici, nu știu că un suga surge și la 2, și la 3, și la 5, și la 5. Cum se fie la nemâncat? Dar nu i-a mâncat niciodată. În sensul că a avut la 12 noapte să nu fie mâncat. E imposibil. De aceea, rândurile e foarte clară. Și anume, până la 3, chiar 4 ani, copilul mic care a mâncat ceva nu are nimic. Și de ce vă spun și de ce și un argument, pentru că e foarte important și cu aceste cărți v-am sugerat cumva să citați puțin istoricul nostru, tradiția noastră, să vedeți cum a fost în vechime. Mii de ani, avem o experiență de 2000 de ani, avem unde ne uităm. Uitați-vă, există, și vă recomand să citiți istoria Sfintei Liturghii, o carte micuță a Părintelui Petru Vitilescu, și acolo le povestește, printre altele, că până secolul al IV-lea, s-a simt o tradiție foarte veche de la începuturi în Egiptul Superior. Și anume, săvârșirea Sfintei Euharistiei seara după cină. După cină. După ce ați mâncat cină. Acolo nu e după cină, acolo e pe mâncat. Nu, e vorba de a lua cina după care se face, se face liturghie. De ce? E foarte simplu. Uitați-vă în Noul Testament, acei patru evangheliști, pardon, trei, că la Ioan nu apare, cine cele taine, și uitați-vă cum s-a întâmplat în temeiul Hristiei. După ce au cinat, spun evangheliștii, Hristos a luat pâine, a frânt și a zis, luați, mâncați, acestea se spun. Vezi, deci, iată, la început, liturghia se făcea după ce mâncau. Acum există o dezvoltare a liturghiei în primele secole care a mers așa. Știți că ziua liturgică începe de seara, tradiție iudaică. Și de la cina aceea de seara, da, s-a prelungit pripegherea până spre dimineață, de aceea a ajuns dimineața liturghia acum, combinat lucrul acesta cu prigoana din partea iudeilor la început și apoi și a păgânilor la biserică, în catacombe biserică, cea noaptea. După care, cu libertatea creștinilor care se dă în secolul al IV-lea, s-a transferat cumva liturghia spre dimineață și a fost o hotărâre a unui sinod ecumenic, în scap, acum vă pot spune a cărui sinod, care a spus să fie pe nemâncate Sfânta și Dumnezească liturghie, Euharistie, pentru cinstea ei. Dar lucrul acesta, istoricul acesta ne arată că nu este esențial lucrul acesta. Nu este fundamental. Mai mânca, foaie de mine, gata, ești incompatibil total cu Euharistia. Nu, pentru că așa au făcut apostolii pe început.
Au stat cu biserică câteva sute de ani, iată, 300 și ceva de ani în Egiptul Superior. Și având în vedere aceste istorie, cum să mai refuzi un copil bine vinovat de 3-4 ani că el a mâncat și el a psală? Stelian, știi că am o altă practică, și anume ca copilul, până când nu vorbești să te înțelegi cu el, să-i spui de ce trebuie să mergem la biserică înainte de a mânca. Așa, noi ce să-i faci? Deci, el nu înțelege. În momentul când începi să comunici cu copiii, comunică la 3-4 ani, vorbești cu ei, orice. Uite, mergem la Doamne, Doamne, e cel mai important, după aia mâncăm. Ai văzut că mulți știu de treaba asta. Și ei văzut cu alea când vin și cum cați pe gurița și nu știu cu care. Nu mai sunt de, nu sunt de acord cu împărtășirea copiilor care nu vor. Și nu vreau să-i forțez aia. Doamne, nu vrea, nu vrea ziua aia. Nu vrea el ziua aia, dar are chef, nu o împărtășești. Nu? Tragi de el, clar, clar, surge cătul. Așa, pentru că va fi o chestie forțată, el o ia ca o... Nu, e ca un viol, să zicem, o traumă. Deci, domne, nu e potriva voinței tale, deci nu ai ce să... Și îl lași în clipa aceea, lași cu lucrul acela, în dispoziția. Trebuie să catehizăm puțin că sunt părinți care insistă... Nu, dragă, orice încăpățânare... Insistă, ei îi tot spatele și gata. Eu mă duc, sunt un potir, văd că nu vrea, îi zic mulțumesc, îi spun mai târziu, veniți mai așa, când e liniștit copilul, i-am tot spatele, dar cu ce să cer. M-am întors, mă duc la slujba mea în continuare și el rămâne, stă cât stă și pleacă până la urmă. Nu trebuie să dai, dacă intri în polemică cu el de ce și pentru ce și cum și aia, atunci mai o faci. Nu dai. Dar după aceea mă acuze. Ce mă acuză? Eu nu mă aud. Chiar dacă mă acuză, eu am plecat. Și rămâne cu acuzația mea, știi. În momentul când încerc să faci discuții în contradictor și ai văzut ce se întâmplă. Dă din picioare, dă din scuipă, doar știi că ești pățit, da. Și ce ai rezolvat? N-ai rezolvat nimic. Te-ai supărat, te-ai tulburat și nici eu nu-i importă și cum trebuie. Și lasă-mă pace. Nu, e indispus astăzi. Azi nu vrea. Deci nu. Vino mai târziu sau vino mai curs sau vino data viitoare. Când e... Și plestești mai potoane, nu? Ești dispus, ești dispus. Există o perioadă, mai ales când începi să ia medicamente cu lingurița copiii. Da. Și atunci au o roare trebuie cu acestea și nu mai vorbim nici la apă. Nu știu. Pentru că același lucru vine unul cu lingurița, da? Și el de acasă deja nu avea cu lingurița, că e ceva. Da. Da. Atunci există o perioadă de criză. Și cu copiii de 7 ani, iar cu spoveditul copiilor, vreau să vă spun că există copii de 5 ani care deja sunt avertiți cu multe tipuri, copii de 10 ani de la biserică care sunt nevinovați ca la mii de 4-5 ani. Da. Atunci, în funcție de lucrul acesta ei, nu de vârstă, de câți ani are, ci vezi și părinții spun, părinții au nevoie de spovedanie, vin câte unul. Da. Al 5 ani copii, vreau să nevoie de spovedanie, vreau să-și spovedi. Și când îl spovedezi, îmi dă seama că într-adevăr are. Da. Și sunt unii care sunt de 10 ani și care nu au. Deci de la casă la casă. La casă la casă. Da. Și îl avertizezi și încep să spui, trebuie să intre în ritualul ăsta, în ritmul ăsta de spovedanie, că de acum, da, despărțirea de familie, când sunt la școală, trebuie să fie și mersul la biserică. Deci trebuie să ia, lasă pe tata și pe mama și să leagă părintele deoparte, știi? Așa. Dar au fost copii care mi-au spus, ce părinte, apropo de familia contemporană, care ei nu se spovedesc, părinții, și ne aduc pe copii la spovedanie. Și copilul mi-a spus, dar de ce tata, mama nu se spovedesc? De ce vreau să mă trageți în limbă pe mine? Nu știu ce cu care. Și atunci, de multe ori, îi chem și pe părinții, îi pun în genunchi acolo. Păi, părinte, nu mă spovedesc. Stai aceste vadă, fii tu, că ai îngenunceat. Că vorbim noi despre starea vremii și despre asta, stai aici. Așa. Și între alea, ai mai și sugere. Și chiar dacă nu facem o spovedanie, am o discuție. Copilul vede că mama sau tatăl a venit și a început și el și că chestia este... Da, urmarea exemplului. Exemplu, da. Da, și atunci vede și el, mă duci mai cu mine și tu nu. Da, și întotdeauna când văd părinți cu copii, spun, dar mai întâi mama să vină. Păi nu, că nu sunt părinți, sunt mai copii. Zic, da, să vină și mama. Așa, eu vreau să te întreb ceva despre... Și cum mă întreb, dar ce ai să... tu ce ai de spus despre copilul tău? Ce ar trebui să spun? Și cum a venit o mămică și mi-a spus, părinte, zice, am un copil cleptoman. Deci nu mai știu să mă mai fură tot ce am făcut, știi? Așa, și un caut în consertare, mă, așa, pe dincolo, nu pot să pun nici, nu e el, așa, și mai, ia, și la mă jocul de parte, zice, ce faci, cum o duci? Bine, eu de la jovial, n-avea nicio treabă, da, și când rămâi singur pe acasă, mai caut consertare, așa, nu, până și punea, nu, nu știu, dacă îmi las tata pantalonii în cui și în zonă, îți pare că la asta m-am gândit. I-am dat idei, da? Deci la asta nu m-am gândit, să se încălcă o dată în buzună. Așa. Deci tot l-am prins cu... Te rog. Mai tare puțin. Pentru bolnavi,
final, moribunzi, îi împărtășiți? Se împărtășesc mai cei conștienți. Deci cei care au măcar un semnal vital de cât te înțelege și este conștient de actul care se face, deci de procedura aceasta. Nu contează. Nu contează nimic. Asta e fost o vomit și tu care ești vomitatul să ia și scârpa cu care se șterge să arde. Deci prin foc se arde orice. Și mai e o problemă, mai e un lucru care vreau să vi-l spun. Am întrebat de la părintele meu duhovnic, mi-a zis așa, dragă, Hristos nu se lasă pângărit. Dacă l-am stufat sau dacă l-am vomitat, nu se lasă el, are el starea lui dumnezeiască, încât nu se lasă risipi și pângărit, știi? La chestia asta, știi? Așa că, dar dacă se vomită, există canarea, se strânge, de locul trebuie să strângi și respectiv, așa, se îngroapă în pământ sau se arde. Există o înțelegere a săriteană în sensul evanghelistic că ea și-a atins scopul atunci când ai luat-o. Da. Nu astăzi sunt vorbind după aceea unde merge Hristos, mamă, ce se întâmplă cu ajutorul sau deja... Pentru că ai primit-o conștient. Deci te unii cu Hristos. Sigur că dacă știi că vomiți și o fac, cum să știi că ți-ai făcut mașina și tu pleci în călătorie și ești neglijent, te vorbești înainte. E vina ta. E dacă nu știai cum să vomiți, s-a întâmplat sau... Nici problemă. Cu mama am avut da. Conștientă. A primit. Deci la prima atingere e primită. Și a doua vreau să... Mai spuneți? Vreau să vă întreb că apropo de copii, împărtășirea se face numai în fața ușilor bisericești sau în toată biserica? Deci de regulă, împărtășania se dă numai în fața ușilor împărtășești. Pentru că altarul, Sfântul Altar, reînchipă pe Maica Domnului, care a născut pe Hristos Arhiereul și care vine și s-a dat pe sine om și se dă numai de aici. Dar, în cazul de excepție și de practică, ca să nu facem toată Sfânta Liturghie un pelerinaj în fața Sfintei Uși, a zis cum vin copiii și nici n-ar putea să vină toți, noi vin foarte mulți, deci n-ar fi timpul fizic să îi împărtășească. A zis când vin câte 20-30 odată, da. Ce poate să face și ce... Da, așa. Da. Și atunci noi împărtășim până la liturghie, Părinte, în fața ușilor împărtășești, iar când a început Sfânta Liturghie, nimic nu mai tulbură Sfânta Liturghie în interiorul ei, adică nici nu se vină în biserică, nici nu se împărtășește nimeni, dar în aici, în timpul așa, și împărtășim la ușa altă ușă, la ușa altarului, așa cum ducem împărtășania acasă, la bolnavi, o ducem în spital, o ducem pe front, o ducem pe navă, o ducem pe oriunde e nevoie, o ducem cu noi, așa nu dăm și împărtășania celor acolo atunci unde vin și unde... Important este spațiul liturgic, este acolo unde se aude Sfânta Liturghie. Atâta timp cât se aude Sfânta Liturghie, ești în cadrul liturgiei. Și spațiul bisericii, nu numai altarul, ci și biserica, și curtea bisericii. Nu, eu am vrut să întreb pe părere profesor, dar dacă are altă părere... Și dacă are altă părere. Dacă este deci corect, ca până la 10, până începe Sfânta Liturghie... Corect liturgie, este să se împărtășească în fața ușor. Dacă toți credincioșii noștri au înțeles... Dacă până la 10, până începe să citească Evanghelia, se pot împărtăși și pot să mai pot împărți la ora 11 și jumătate. Adică eu vreau să știu așa... Dacă e vorba de corect și incorect, sau de orice practică, în aceasta este adaptată sau cu economie nevoilor credincioșilor. Nu e corect. Dacă e vorba de corect și incorect, eu aș merge pe linia asta și așa și fac la biserică la mine și am permis să fac asta pentru că sunt acolo singur. Și anume, copiii la noi se împărtășesc în momentul împărtășirii. De ce? Pentru că nu pot să-i chinui pe oameni să-i scot de dimineață. Nu sunt, ok, de dimineață, uite că se împărtășim și după aia pleacă. Cred că mai potrivit este pe un copil care nu-i bebeluș, care se scoate dimineața. Dar și care sunt mai mari, să nu-i scurăm de dimineață, să-i aiurem. În scoală, că se scoală la 8 la 9. Vin la liturghie care este la 10. Stau și un pic și înțeleg ceva, pentru că se dă potrășa de mâna navă. Ai luat, ai plecat și să-ți vezi treaba ta. Un pic faptul că stau acolo atent să pregătesc un pic și e mai de folos, zic eu la aceștia mai mari, cei să împărtășească în momentul respectiv. Ce avem? Avem? Contabilizat, împărtășesc copii, câți copii s-au împărtășit, câți sematuri, adult, din sălătate. Dar unde e 114? Ce faci cu 114?
La împărtășirea credincioșilor de noaptea de Paște, să împărtășesc câți? Nu. Sau și în posturile mari, când se împărtășesc peste 100 de grame. Cât durează împărtășirea? O oră, o oră și ceva. Așa. De aceea faceți cu două potire. Da, aia face și în două potire. Așa fac la nuși, două, trei, patru potire. Da, și la... Nu, am mai zis și la Crecea. Uite, 263 de adulți. 461 de copii. Păi, frate, fizic, timp. Nu mai sunt treacă, bă, în fața acolo. N-ați văzut că vin de dimineață de la ora 8 ne-ai gărbuței și nu ți-ai trebuit să care îi ești mai întâi, bărbate, nu știu ce, mai ai copil de bote și mai întâi. De asta am spus, că trebuie arătat și nevoile. Acum, noi o să ne bucurăm că avem un copil. Noi trebuie ca să știm cum e corect. Primul s-am spus-o de acolo. Da, da. Vrea să vadă, vrea să vadă specialistul. Eu zic că să aveți încredere, să aveți încredere în preot, știți? Să vă spun. Părintele decide așa, pentru că nu are cum fizic unii o să... Credeți că n-am vrut? Domnul Sfânt l-a spovedit și e 12 noapte, ce poți face? Adică nu poți. Da, da. În o situație... E foarte bine că se împărtășesc. Spunea voastră cât se împărtășesc duminica? 30-40? Eu v-am zis că am 45 de copii, dar se e foarte mică și suntem la margine. La 100 de jurul nostru. E la parchie. Deci la mine e psică parchia, e psică la fabrici. Oamenii din fabrică nu mai vin duminica la psică, pentru că ei vin timp săptămâni la fabrică, nu trebuie să vină și la fabrică duminica. Deci, dar noi s-a creat o comunitate ad hoc. Nu există, nu are parchie, dar nici nu am niciun credincios eu care aparține de mine. De patronate de greci, biserica? Ea a fost de greci, dar i-au vândut-o deja când a venit criza, pentru 1800 de greci. Noi suntem tot, dar înainte nu avem nicio treabă cu nimeni. Să știm, biserica grecească. Da. Cu cât timp înainte de împărtășanie trebuie să nu mănânci să nu bei nimic? De exemplu, mă interesează spre noaptea de Paște și... Din momentul în care ai plecat spre biserică. Atât, doar? Păi dacă ai plecat spre biserică, trebuie să mănânci fast food? Păi nu, dar știam că e 8 ore sau... Ei, 7 ore, 12. Dacă ești de noapte, depinde de fie rând, a fie când e. Da. Deci dacă tu ai conștiință și ești așa, nu este o regulă, știi, sunt unii care mănâncă de dragul de a mânca, că e ora. Mi s-a întâmplat chiar cu fina mea, când am fost acum în concediu. Și era de mâncare, era și însărcinată. Și mânca la ore fixe, la ora... Mânca la ora 8, la ora 11, la ora 2, în fine. Deci, se făcea ora, trebuie să ne așeza la masă. Intram undeva să mâncăm. Și aveam de mers unde, să mai facem un drum, să ajungem la și am întrebat-o. Zic, crezi că mai poți să reziști o oră până când ne așezăm la masă? Zice, da, sigur, nicio problemă. Poți să mai rezist o oră. Trec 5 minute și intram, dar cât e ceasul? E două, mamă, ce fac o oră. Deci, în sensul ăsta. Deci, uite ce foame m-am luat. Nu. Deci, ai plecat spre biserică și aici ați văzut când noaptea de Paște, la ora 6 vin la ușă, bate la poartă. Deci la 6 după amiază. Deci tu își va începe la 11 și la 6, sunt aici, la 9. Ne-am găbit să nu știi. Da. Păi până când se împărtășesc la ora 4 dimineața, ce-i văzut? Nu e, nu-i destul? Este. Este. Nu? Ei, și... Noi când facem vineri noaptea, slujbă, ieșim la spovedanie, am spus că la 9 ieșim până la 10, la 9 la 10 mâncăm ceva, venim la Sfântul Maslu și continuăm cu Sfânta Liturghie până la ora 2. Deci nu e o regulă așa aici, după cum simte fiecare, fiecare, da? Era de mâncare, mâncă din 3 ori, 3 ore. Dacă nu au vrei la 3 ore să mănânce, e jale mare. Uite-o acolo. Așa. Deci, asta e. Unii, uită să și mănânce, trec ore întregi, nu le foame sau... și aici e rău. Cu rânduiala asta mâncării. Trebuie mâncată și mâncarea asta cu scop, anume, știți? Un timp, cu o rânduială. Ați văzut, unii chiar nu se lasă, se le lasă, se ia cu treaba, se ia cu nu știu ce, nu mănâncă la timp, să-și strică rânduiala. Are și ea scopul ei. Da, dar încă o dată, mănânci sau nu mănânci, te simți sau nu te simți după fiecare cum... Nu suntem toți egali în putere, nu suntem toți egali în renicirea noastră, în râna noastră. Da, important este să ajungem să îl dorim pe Hristos și să-l vrem, oricum a fi în ce stare. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și da, a venit în ceasul la Cuteabă, și dacă a venit în ajutor, la Paște. Și la Paște, și dacă da, îl primim și pe ăla, și de o oră, dacă a venit și acum, și o zi, dacă a venit ultima clipă, și dacă a venit chiar acum, primește-l, pentru toată lumea.
fiecare, după aceea, ați văzut, primește în consistență, cum s-a nevoit mai mult salariu. Da, părinte profesor, media parcă era și la greci, undeva la între 5 și 6 ore au ei o medie. Dacă vă spun tradiția așa orală, pentru adică nu există ceva așa, să zic că am spus înainte, că la început se mânca, se lua cina și după aceea am făcut așa. Tradiția orală este undeva la, sunt multe, la 9 ore. Deci dacă te potrezi la 3 noapte la faci, de la 6 seara, cu spunea părintele că vin la biserică unii, deja tu mai avut cu mâncare și cu asta. Pentru că e foarte devreme. Știți că noi ce ținem 12 noapte, nu? Preoții și cei care se împărtășesc, să mânci la 12 noapte, ca a doua zi te împărtășești. Pentru că atunci excepții, o priveghere de noapte și sunt 3 ore de la 12 ce nu? Ei, sunt un munte mai răbunitori, țin de la 6 seara. Cine poate să țină bine, cine nu, oricum, cu sfatul duhovnicului face lucrul ăsta. Nu-l face capul tău. Bine să nu-l face capul tău. Te duc, părinte, cum? Atâta pot. Și părinte spune, da, vin așa sau nu vine așa sau faci așa sau mai așa. Că domnul Olivian, cred că a întrebat în sensul unei împărtășiri dintr-o duminică, să zicem, obișnuită. Cât să dureze. Eram curios și de Paște și și dimineața. De Paște, de când pleci spre biserică. Da. Ai plecat spre biserică, ai încheiat cu așa, oricum e zi de post, în sâmbătă mare, ca așa. Oricum e un post lung, care te-a și ostenit și te duci spre biserică și în momentul acela când până, când am plătășat, e destul timp, da? Și încă o întrebare. Se spune că după ce te împărtășești, ai putut nici poate. Pentru că mai presus decât Sfânta Împărtășanie, nu este absolut nimic. Deci, noi, icoana este drumul care te duce spre Hristos, l-ai întâlnit cu Hristos deja. Te-ai împreunat cu El, te-ai sărutat cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, ce să mai sărăți cu altcineva? Asta, din punct de vedere, practic, să nu rămână după buzele tale vinul care este deja sângele sau ceva din părere să se lipească de icoană și nu știu ce, să nu risipești pe aia. Deci în momentul nu mai ai niciun greșit. Te-ai împărtășit, te-ai împlinit. Până ajungi la Sfânta Împărtășanie, să luți Sfântele Icoane. Icoana Praznicală sau Icoana Evlierii, Icoana Sfântului, a Mântuitorului Hristos, ea și cum te-ai împărtășit. Te pleci și te păstrezi în curiașa. Mănânci și te culci. Cum? Dacă spun copilul că uiți de păcat? Nu e păcat să sărut scopul, din contră, e o virtute. Dar ce să uiți că te-ai împărtășit? Asta e un păcat. Că sărut scopul nu e un păcat. Sunt sărutul să mai des. Da. Păi, de aici spune părintele contemporan. Că cel s-a împărtășit unul din familie, a împărtășit pe toți. I-a împărtășit pe toți. Ne ducem acasă și ne bucurăm. Dar bine ar fi să se împărtășească toată familia. Nu? Asta este și tată și mamă și copii, nu? Îmi spune acolo la căsătorie, intravul în casa ta, Doamne, cu mincinații de biserica ta, spune capul familiei, la sfârșit, când spune acolo, la 8 zile, când scoate preotul așa. El vine și zice, îi întrează preotul, intravul împreună, nu intravul, eu singur, cum a pus până acum, împreună vom intra, el și familia lui. Când a botezat, Pavel spunea, am botezat casa pe el și familia lui și toată casa lui, toată casa. Deci în casa aia era soție, copii, slujnici și în toate casa. Sclav. Era din familia lui, era din casa lui. Era în casa lui, intra pe poartea aia, acolo mâncau toți, acolo trăiau toți, era casa lui. Deci în toată lumea. Da. Vreau să dau ceva aici la ce i-a spus. Să știți că lucrul ăsta nu e așa de esențial și, de exemplu, la Sfântul Munte nu se practică. Adică ei se văd rigoare în continuare și cu ce s-au împărtășit. La fel, dacă te se văd cu despart din părinte și se văd. Și la noi și practica, iar trecem în practică, după ce te-ai împărtășit, să-i eliberezi locul celui din spate care vine să se împărtășească, că așteaptă și la nerăbdător să se împărtășească, că dacă tu poposești aici și dincolo și stai aici și stai și te uită Dumnezeu, atunci parcă ai fost prima dată icoana mai și Domnului. Nu, e foame și mie, vreau și eu să deci, eliberez mai ales, da? Faci bani buscată, da? Eliberez, ai că ai părtășit, da, să-și poate. Așa e bine. Deci, libera conștiința fiecăruia, da? Bine, v-am spus de atâtea ori că nu trebuie să stea cineva așa, dar, cum era la început, așa,
că aveam acea grupă de șoptii, când urau cu ochii și îmi ziceam băi, tăiți-mă, nimeni, lăsați-l în pace. A învățat regula, odată uit, odată își aduce aminte, odată nu știu ce, și se învață. E o chestie de practică. Da. Dacă te împărtășești mai des, hai să știi. Dacă te împărtășești cu altceva, nu știi de ce te împărtășești. Ajunge aici și pustăci tot. Nu știi unde să te uiți, ce să faci, ce să... Obișnuiți, părinte profesor, pentru înțelegerea duhovnicească a credincioșilor, să rostiți cuvintele de la anafora liturgică cu voce tare? Și cum vedeți a fi mai bine? Că practica este și așa, și așa. Există, într-adevăr, o idee acum mai nouă de a spune tare toate rugăciunile spre folosul credincioșilor. Și vă spun că am întâlnit lucrul acesta cu mult folos în Ardeală. Și am întâlnit și o poziție, mai ales pe la greci, chiar pe Părintele Paisanghiuitor, care mare evlavie, nu era de acord cu acest, spunea că mai bine să fie în taină, să nu să fie așa în disciplina arcana, cum era în Antichitatea Creștină, dar la fel și cu deschisul ochilor. Eu vreau să spun la biserică la mine, înspre vedea ca ambele căi. Și am luat-o pe prima, adică aceea cu rugăciunile tare, pentru că am văzut folosul credincioșilor. Astăzi lumea este mai educată, oamenii sunt cuvioși, sunt mai... Și atunci când aud tot ce se întâmplă, când și văd, când mai închid ușile, duminica nu mai închid ușile deloc, la ușile proteci. Bună oară la noi, la noi fiindcă, na, veneau copii mici, așa mai departe, da? Venea la început, când vine un biserică, a început să închidă la icoane, fiți stă atent. O vreme, o sumă de ori, 45 de minute. După care fiecare și copilul mic afară, fie nu știu ce, ce să se împânzărească. E lucrul ce se întâmpla până la Evanghelie și puțin după. După aceea când trăgeam pe ideea frumos și când continuam cu liturghia euharistică, care e mai importantă cumva, ei credeau că gata, așa, ce important a trecut și le retreabă. Când am stătut și ei deschise și au văzut pe Sfânta Masă, Sfintele Dar, și au văzut cum și am spus tare și cuvintele de refacere. Prefacere și scop deja. Și aminul credincioșilor și celelalte deja am văzut că oamenii sunt mai atunci și m-au spus, Părinte, am văzut pe Sfânta Masă, ce acum, tare, și ce. Deci am scat, deci aceasta este calea și după altă merge pe linia aceasta. Cred că e un folos, în altă presențită să va fi un jantă, da, chiar pe fața aceasta el recomandă preoților să facă lucrul acesta. Da. La fel fac și eu, miercurea, când fac liturghie, nu știu de dimineață, miercurea. Liturghie mai pusnicească, îi spun că și aici o problemă a practicii noastre, și anume că noi cântăm și timpul săptămânii ca și duminica, ca și în sărbător. Ori o impune în ritmul vieții, când e timpul săptămânii, lumea merge la servicii, are treabă. Nu mai poți lungi, nu știu cât, dar ele sunt lucruri, dar niciun sens. La Sfântul Munte răspuns, sunt de aproape șoptite slujbele timpul săptămânii. Sunt lungi pentru că sunt toate slujbele, da, toate laudele și toate. Dar e foarte, chirelei sunt, chirelei sunt, Doamne Mirești, dar tine, da, cum te pregare, jumătate cu Doamne Mirești. E, dacă e o priveghere, când e duminică, când e sâmbătă, e altceva. O priveghere de hroamă înseamnă la Sfântul Munte 17 ore. E o slujbă, adică, dacă e în timpul săptămânii și ai treabă, faci 3-3 ore, toate laudele frumos, citite, subtite. La liturghie, la patru când faci, îmi place foarte mult, vă recomand pe fraților să mergeți. Preoții parcă plutesc. Parcă plutesc așa, deci, subtit, în timpul săptămânii, nu când se cântă mai. Subtit, frumos, e atmosfera, e cu liturghie puznicească. Și ce crește să facem miercurea, pentru că ne și pot să vin ca ore, adică la 6 și ceva ce liturghia sunt multe și noi facem tot. Deci, așa, vineri seara, nu facem așa? Deci, vineri seara, când facem noi, o scoate într-o oră de liturghia. Nu ca duminica, 3 ore, 20. Așa, deci, începem la 12, până la 11, la 1, suntem împărtășiți și iată, mergem mai. Alte întrebări. Doamna... Cine eu? Pe cine eu? Dacă se va schimba ceva, faptul că toți ne împărtășim cu aceeași linguriță. Ai, asta e. Da, mă vreau să știți că linguvița este... are 2000 ceva de ani în practica bisericii. Nu uite la început, în secolul 8 numai. Secolul 8 s-a început linguvița. Dar înainte vreau din putin. Credincioși. Și nu vă închipuiți că aveau două serii potire pentru fiecare câte om. Deci aveau de acolo direct, ca și preoții, și după care s-a introdus linguvița din rațiunile acestea practice, pentru că erau foarte mulți. Dați-mă, Constantinopol, orașele mari, care s-au creștinat între timp și nu mai puteai cu potire. Și mai periculos. Au avut din bandă de jos. Atunci s-a introdus linguvița și... Cred că nu e o problemă. Părintele Răducă, colegul meu de la facultate,
mai mare, a introdus într-o vreme la Biserica Crăciunescu, știți foarte bine, mai multe linguriți. Dar am trecut pe mulți ani această practică. Deci aveam mai multe linguriți acolo, dar puse într-un pahar, nu știu cum, și se întotdeauna câte unul cu una și gata, trecea într-un alt pahar, cele folosite. Și aveau mănunchi de linguriță juridică. A renunțat și el la această practică, pentru că nu există niciun caz în istoria creștină de probleme de transmite unei boli sau altceva în acest sens. La urmă, totuși, poate și după ce linguriți. Mă aduceți aminte, părinte profesor, că în 1997-98 a apărut un duh, un curent din acesta, sigur, străini, serici, propaga de niște necunoscători care ne-au speriat, ca să zic așa, că icoanele sunt transmițătoare de microbi, de diferiți virus, potiruri, lingurițele. A fost, la un moment dat, o întreagă discuție pe acest subiect, pe această temă, din anii 97-98. Și atunci s-a clarificat și problema lingurițelor la Sfintele Împărtășanii și ai toate. Problema provine din faptul că am zis că... Da, apare de la câte unul străini biserici, care nu cred. Bine, asta este altceva. Sunt niște atacuri care sunt din când în când, niște valuri care vin din când în când. Însă problema aceasta, că, într-adevăr, poate și dumneavoastră uneori, să fim sinceri, poate și noi uneori ne-am gândit la lucrul acesta, nu e păi să ai un pic de vină la... Mai despălat. Să mă împărtășesc după el sau să dar vine și din faptul că nu mai trăim ca o familie. Biserica este familia cea mare, spune Sfântul Ioan Hristos. Și familia este biserica cea mică. Și ne trăim ca o familie, deja suntem străini unii de alții, vrem să avem obiectele noastre, chiar liturgice, cumva, dacă se poate, fiecare cu al lui, cu pachetul lui, cu... În familie, de obicei, vedeți, nu știu cum trăiți asta în familie, dar de obicei nu ți-e scăpă de copil, nu ți-e scăpă de bunic, așa, că nu te gândești așa. Sigur, nu te sper cu aceeași periuță, doamne ferește. Dar ideea este că totuși nu există așa o chestiune total particulară, cum să-i numai eu și... În biserică sunt icoanele puse pentru toți. Putem avea fiecare trei icoane, vă dați seama. Sau să venim cu spray-ul și... Asta cultivă și individualismul. Exact, despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Să înțeleg că de asta nu vă părteșeți noastră? Nu, nu fac așa. Unde aici, oameni? Da, da. Păi nu împărtășim pe aceeași linguriță. Eu nu mă împărtășesc eu, dar sfârșit pe aceeași linguriță. De dragul vostru. Zici, eu am și uitat cum am împărtășit pe aceeași. Așa, am văzut o practică în Canada, Biserica Ortodoxă Siriană. Împărtășeau, într-adevăr. Dar într-un stil pe care nu știu dacă aș putea să-l fac, dar trebuie mutată. Aruncată. Că la marcă lucrurile, nu știu, împărtășește și pac. Că asta e curat. Și nu atingea cu lingurița, dar aș vrea să o desteritate fantastică. Să arunci... Foarte riscantă, da. Pe mine trebuie mult așa cum ajunge. Eu zic că astea și... Sunt pași către secularizare, toate ideile astea. Nu, mami, cu aceeași lingurița. E foarte bine. Trebuie lingurița e de argint, nu? Sigur. Dar să nu luăm pe calea asta. Sigur că da. Nu, e de argint. Da, dar să nu zicem că dacă ar fi de lemn, a făcut. Ar fi și mai bine. Aia de lemn e și mai bine. Pentru că oamenii spun așa, păi nu are nimic, argintul neutralizează. Da, are ce mult. Deci nu Hristos, argintul. Deci nu Hristos. Păi dacă sunt abrutășean, nu are cum să fie nimic stricat. Aia strică orice. Este antidotul tuturor răutăților. Păi a fost cazul în care și părintele aia la noastră, părintele de la Arbut, primul acolo. Nu, nu, Argatu. I-a pus în potir o față. Și a zis, dacă e Hristos, acolo eu mă împărtășesc. Și eu am făcut, n-a puțin nimic. I-a fost un pic rău, un pic așa o chestie. Și Otrava i-a omorat un cal. Și păi nu a murit de rău, că a luat cădiță. Și cum să-l las pe Hristos acolo? Mă dezic de el? Și a luat-o. Și n-a puțin nimic. Deci, depinde și de credința fiecare. Doamna Părintele. Nu, am fost de acord acum și chiar m-am gândit, așa e, o treabă și Iisus, ce faci? Bine. O bine, nu. Dar eu altceva vreau să... Pe asta vreau să te întrebi ce vrei să-ți faci. Că, în momentul ăsta, noi știm, noi avem duhovul de atâția ani, noi știm și multe lucruri care le-am aflat acum, le știam. Dar sunt de vorbă cu vecini sau cu prieteni din alte parohii, au alți
preoți, alt sistem, alte... De exemplu, fata mea care se împărtășește în altă parte, n-are, seara azi nu se spală pe dinți. Așa i s-a spus. Deci, în final, noi nu putem discuta cu cei din străinii. Decât fiecare face cu ce privește în spate, cu copilul. Ei, asta a fost sfatul. Dar nu vă spun așa, ei s-a spus. Eu dacă vă spun. Deci, eu sunt adeptul spălării. Deci, peste tot. Peste tot. În final, ca să nu-i spun. 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 După ce? După ce te-ai împărtășit. După ce te-ai împărtășit. Păi nu mănânci. După aia îmi duce acasă la prânz, mănânci, te culci. Da. Nu. Convinge mai mulți tineri să vină mai des la Sfântul Părtier, să se împărtășească. Depinde de Duhul Mâncării. Aș lega de întrebarea noastră de observații pe care vreau să fac acum, și anume că de foarte multe ori când discutăm despre lucrurile acestea și la facultate cu studenții, cădem în rezonanța aceasta formală. De câte ori, câte ore, cu lingurița una sau două, 5-10. Sigur, nimeni nu întreabă după mult mai adânci, esențial. Și anume, noi ne-am împărtășit. Cum colaborăm noi cu Hristos care ni s-a dat ca să înaintăm după obicești? Ce trebuie să facem atunci? Sau cum, ce să simțim? Sau cum, ce simțim când simțim ceva? Ce facem? Suntem limitați, vedeți, de 4.000 de care le avem, evident. Noi nu prea gândim la lucrul acesta, că Hristos, pe de parte, nu lucrează pur și simplu de la sine. Ne-am împărtășit și lucrează, noi ne vedem treaba noastră. Pe de altă parte, că noi atunci când ne împărtășim, pe fundul acesta ne împărtășim, trebuie să ne îndrăznim mai mult, să ne răcim limitele. Putem atunci cu ajutorul Hristos Eucharistic. Putem face mai mult decât știm noi că putem, decât ne știm noi limitele. Și trebuie să încercăm lucrul acesta. Foarte mulți, cei mai mulți, întreabă întotdeauna, înainte de împărtășim ce fac? Mănânc, nu mănânc, mă sărut pe dinți, cât dorm, ce fac? După ce se împărtășește, nu mai întreabă niciunul ce facem. Păi atunci e mai esențial că deja te-ai împărtășit, mai poți să te întorci. E mult mai important ce faci după. Dacă înainte ai greșit cu ceva, nu te mai împărtășești și gata. N-ai greșit fundamental. Dar după ce te-ai împărtășit. Și de asta spun că, vedeți, cred că tinerii ar putea veni, ca să răspund la întrebarea domnului Sterian, mai mult la putin, dacă noi am trăit Sfânta Împărtășanie în mod autentic, cumva, sau cum se zice, am luat-o foarte în serios. În momentul în care tu îți spui ordine în viață, te împărtășești și este într-adevăr un progres continuu și nu o plafonare, din păcate se întâmplă și în cazul nostru al preoților și în cazul preoților, atunci începe să te faci transparent, cum spunea Părintele Săriloae, să faci pe Dumnezeu transparent lumii, prin tine. Și în momentul acela oamenii simt ceva. Deci există o vorbă că răul cumva este mai mult situat, nu e adevărat. Binele autentic, omul care l-a dobândit pe Dumnezeu este mult mai mulțitor decât rău. Spuneam Sfântul Serafim de Zarov, ce pe fățul din viața ta să vă mântui în jurul tău mii. Nu, mii. E și când întrupezi lucrurile acestea, atunci sigur că sunt atrași oamenii, devin ca un fagore. Fiind lumea. Și în special tinerii. De ce? Pentru că sunt mai curați un pic. Și caută modele. Și caută modele, sunt în căutare. Și atunci ai imediat, într-un chip firesc, vedeți, să polarizezi. Vin tineri și unde sunt tineri, deja totul învie. La biserică, că copiii mici foarte mulți, sunt și tineri, și părinții sunt foarte tineri la noi. Adică media de vârstă undeva vede la 12 ani, probabil. Se simt foarte bine că sunt oameni foarte vii. Sunt tineri, cu putere de care au 3-4 mai în vârstă. Ne fiind parohie, atenție, deci nu este parohie. Cei care vin, ostenim să vină până la noi. Deci nu le-am la demonă. Și te simți viu și cum se întâmplă lucrurile, cum se schimbă lucrurile. Cred că asta este soluția. Soluția este pe adâncime, nu pe orizontală. Noi cam pe orizontală ne mișcăm aici și tot gândim formal. Eu spun cu tristețe și chiar trebuie să o spun și publică, din cei care vin la biserică, nu cei care nu vin, nici cei care vin, cam 80% nu prea au înțeles. Din vina lor și a noastră, nu numai din vina lor, și a noastră.
Dacă înțelegem puțin mai mult, dar nu e vorba de a înțelege rațional numai, ci de a ne deschide inima spre Dumnezeu mai mult, atunci lucrurile se pot adânci și să trecem de la formal, de la orizontal, la vertical, la adâncime duhovnicească, la cunoașterea și întâlnirea cu Dumnezeu. Că ce mai trist lucru decât să spui toată ziua Tatăl nostru, să te spovedești des, ne împărtășești și tu să nu-L cunoști pe Hristos. Să nu fii întâlnit niciodată, să nu știi cine e Dumnezeu. E clasă. Deci, dincolo de latura formală, deci de necesitatea împărtășirii des, trebuie să ne gândim și la calitatea împărtășirii și a vieții noastre în Hristos. Dacă o luăm în serios, nu există, spune Sfântul Apostol Pavel undeva, într-o epistolă, că numai dacă nu suntem netrebnici, nu simțim înaintarea noastră în Hristos și să îl cunoști pe Dumnezeu. Eu vă spun din mica mea experiență, că niciodată n-a fost să nu o iau în serios și să nu am niște trăiri, să nu îl simt pe Dumnezeu altfel decât asta se întâmplă atunci. Mult mai apropiat și mult mai adică. Și lucruri nu se pot spune sau nu se pot... Da. E o realitate. Deci dacă eu sunt conștient de mine însumi, că dacă eu nu am cunoscut destul pe Dumnezeu, e vina mea. Că nu m-am deschis destul, nu m-am implicat destul. Și am rămas superficial, m-am mulțumit, m-am comodizat într-un fel. E vina noastră, că dacă noi vrem de bine... Păi, sigur, asta este, da. Libertatea noastră foarte mult. Dacă nu vrem, păi, cu una cu alta... De asta zic, noi să fie cineva să să facem pe orizontal, trebuie să ne gândim și mai mult, pe să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să simțim pe Dumnezeu. Sfântul Simeon al Neotului, care un punct foarte aspru, el spune și ei dur, el spune că cel care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu de acum, din viața aceasta, să nu poată să crede că l-a cunoaște dincolo. Dar cunoaște nu așa, că vă reciți despre el sau ceva. Și că cunoști pe Dumnezeu. Trăi, 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 la canonul acela care pentru preoți e valabil și pentru credincioși. Vedeți, aici nu se face diferență. Și așa trebuie și pentru postă. Ori pe un post special, la fel și... Dar vă spune clar, înaintea rugăciunii, înaintea de împărtășire. Păi când le faci? Înainte de Sfânta Împărtășire. Până în momentul în care te-ai împărtășit, tu le citești, poți să le citești la biserică. Veniți la biserică sau în mașină, așa, sau chiar când ajungi, le citești înainte să ajungi să te împărtășești. Dacă e înainte de împărtășire. Și pot să mai pun întrebarea la cele de după împărtășirea să te ești. Că părintele a spus ce faci după. Păi după să spun în biserică sau... Oriunde. Oriunde, din momentul în care te-ai împărtășit, te-ai plecat de aici, te-ai sat, ori poți să începi să le citești. Da. Bunicul meu care a fost interes de biserică, un vrednic interes de biserică, adevărat, a spus și cu patru că după ce se împărtășeau credincioșii, nu toată lumea avea carte atunci în vremea aceea. Așa, nu toți aveau ochelari, că acum îi lua pe toți, se ducea după biserică, undeva, așa, undeva afară, și toți stăteau și el citea. Le citea, era bun citeț, citea foarte frumos și toți ascultau. Dar el, din propria mea inițiativă, din dragostea lui pentru Dumnezeu, ce i-a venit cu mine, zice, acum mă așteptați după ce se termină Sfânta Liturghie, toți care v-ați împărtășit, și el le citea din... nu așteptându-vă la spate, știi? Nu făcea pentru pecunia, ci din dragoste să le citească și toți stăteau și ascultau. Vă dați cu Vasile cum ne citește, nu pleca niciunul. Cum nu le citea. Noi când împărtășim și avem cum să împărtășim, a spus că și băieții mă opresc cântarea și încep să citească Crăciunul după Sfânta Împărtășirea. Asta e un lucru foarte bun și folositor, ați văzut că citim, da? Deci spune clar, înainte nu contează când, iar începe cu cât măsura aia. Nu există măsură la Dumnezeu. Nici cât de mare, cât de scurtă, cât de lungă, cât de câte ori, nu duce. E să faci. Pe calea mântuirii mergem toți. Nu contează care intră în primul. Important e să mergem toți. Ei, aici Dumnezeu nu iubește competiție, ci stăluință. Deci nu ne vrea mai ius de picios sau nu știu ce. Ai văzut, se spune și Evanghelia așa. Alergând Petru și cu ucenicul cel mai tânăr la așa, cel mai tânăr a ajuns înainte, că era mai tânăr, alergând mai repede. Petru a ajuns cel de tine la mormânt, dar n-a intrat. A susținut și Petru după el și a intrat și așa, a intrat și celălalt după el, știi? Deși el a ajuns primul. Dar n-a intrat. A intrat Petru primul, știi? Și cum a intrat și el. N-are importanță. Deci la Dumnezeu nu contează cantitatea, cum am spus, numărul cu tare, ci trăirea fiecare, cum se ții fiecare. Să citești, dar acum este să citești seara la 10 și altfel să citești după Sfânta Liturghie, așteptând acolo. Pentru că acele rugăciuni sau acel canon, îți îndrumă gânduri pe... Importante să le citești. Acum, dacă ai pus întrebarea când, înainte și după. Și după când
Da, înainte. Când crezi tu de cuvință că poți să le citești în liniște și în pace și să așa, și oriunde ai fi, foarte bine, da? Și când aveți și asta... De când deloc. De când deloc. Deci, da. Cel mai important este să le citiți, într-adevăr, da? Am fost acum la Sfântul Munte și pe multe stații femei la Vadoveni, pe care știți, chiar a dat sfat unui preot dintre noi, vreau să cunoască foarte multe, a spus, vrei să nu-ți mai citi rugăciune din Putrei. Și părinții a fost socat, nu-i că întâmplă asta practica. Chiar știți, în timpul Putrei. Și părinții a părinții să-l iubești. Sigur că nu e rungi atunci dacă n-ai citit deloc. Și noi preoții, când a dat, pentru că știu, ești într-o deplasare sau o le-ai spovedit până noaptea, la 3, și nu mai apuse să citești, și a doua să compoți dimineața. Însă, în mod regulat, să spunem așa, dacă nu este o excepție, dar până în această vreze e o rânduială care se decizează foarte clar cum se face. Seara se face acel canon de 9 cântări, plus rugăciunea acelea nepotată, neîntinată și vâncește de Doamne, după care a doua zi de dimineață încep cu psalmea aceea 3 și cu cele 12 rugăciuni. Iar după Sfânta Părtășanie, când poți, dar la biserică la fel, cum spune Părintele, că făcea cineva mai mult, câțiva cântăreți și câțiva credincioși care sunt pe la strană, mai ales, ei merge la cantina, nu o cantină, după ce te autoghe. Stau și citesc la strană toate rugăciunile de mulțumire, după care vin la cantină și ei mai trebuie. Așa cum fac și eu, pe multul și la bine puntea pentru masă, îmi deșminte și mă întorc în Sfântul Altar să-mi citesc rugăciunile, să mă împărtășesc și mai departe. Dar pe de altă parte, ca să mergem pe adâncime puțin, vreau să fac o diferență între a citi rugăciuni și a te ruga. Foarte mulți citim rugăciuni, adică citim un text acolo. Și nu ți-am și dat. Dar, ia-mi ce las te rogi. Deci, gândiți-vă la asta, să vă rugați cum să citiți canonul. Cum foarte mulți, cum foarte mulți mâncăm în care de post, dar nu postim. Da. Vă da. Dumneavoastră mi-a spus ordinea care să facă. De fapt, asta vreau să mă. Da, deci, așa e regulat, dar... Da. 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 Probabil părintele îi spunea să nu citească în timpul trenei ca să fie atent la slujba. Sigur, pentru că eu deja doar că făcea chestia asta nu ca excepție. Și cam totdeauna, fiind mai drăsătul, lăsa pe un tren, știți? Ai destul de făcut la un tren, da. Un cuvânt de încheiere, părinte profesor, v-a plăcut la noi, mai veniți. Da, ce da, data viitoare poate suntem și noi mai mulți. Că nu se vă laud în fața. Nu se pun cu părintele și cu toți ceilalți care sunteți aici. Mă bucur că lucrurile se mișcă, să spunem așa, în sens de obicei. Chiar dacă nu sunteți foarte mulți, dar sunteți interesați. Lucru mai rar, mai rar, pentru că, vedeți, noi avem nevoie să și ne sfătuim unii cu alții, să vorbim unii cu alții, nu mai de slujbe. Noi sunt slujbele și parte de acasă. E nevoie să stăm împreună puțin, să ne cunoaștem, să... și chiar mai mult decât atât, adică și-am văzut că Părintele are și tot felul de lucruri care exagerează că se întâmplă foarte multe lucruri aici și că nu reduce totul la slujbe. Pentru că nu poți dobândi un netos ortodox decât dacă stai pe lângă biserică și după slujbe, și între slujbe, și înveți să te porți cu celălalt și... Și Stelian, spuneți, Stelian, poate că avem și noi oarecare vină, știi? Știi ce s-a întâmplat? Această conferință va fi pusă pe site și nu s-au învățat treaba asta. Ce să mă mai duc până acolo? Noi, da, se folosește și din alte orașe. Deschid se folosește și din alte orașe. Și am văzut conferința. Deci, domnul Stelian, să vă dau o sugestie. Pe care am învățat-o de la Sofia. Acolo când sunt lansări de carte, se filmează, dar se pune pe site numai o mică parte. Da? Cea mai interesantă, ca să provoace, e o rezistată cu ceva. Nu ce e interesant dacă și nu m-am dus. Și nu vezi toată, știți? Și am fost și eu de văd două, trei ori și am văzut, așa am spus, cu care mic. Și să zice, nu asta, pentru că am vorbit mult acolo. Și întrebăm pe cei de acolo, nu care te întâmplă de tot, că atunci nu mai vine nimeni. Punem o parte, cea mai interesantă. Și labură și cum bideiți comercial, că e librărie. Noi ne-am gândit și la aspectul pastoral misionar. Că citesc, ascultă conferința și alți oameni din alte orașe, că ne-au trimis și ne-au mulțumit. Care n-au cum veni să o asculte aici, pe viu. Și atunci să folosesc mai mult. Orice lucrare este un dezavantaj. Deci orice lucrare este un avantaj. Plus că, părinte profesor, ne cer și cei de la Lăcașuri Ortodoxe și de la și vor. Și atunci ei pun toată conferința, care este ascultată în multe medii, în multe locuri. Doamne. Și este de mare folos și pentru credincioși din alte părți. Și pentru parohie, că e mai complet. Deci, încă o dată, vă mulțumim tuturor. Mulțumim. Vă sunt chiar o plăcere. Am stat două ori nici până a trecut. Doamne, nu știu ce.
Peste două săptămâni, dacă ajută Dumnezeu, deci de azi în două săptămâni, data de 13, în ajunul Prăznuiei Sfântei Cuvioase Parascheva, dacă rânduie Dumnezeu, va fi în mijlocul nostru, tot la orele 19, Părintele Stareț Antim David, de la Schitul Măgureanu. O să vă anunțăm ulterior și tema, urmează să o stabilim împreună. Mulțumim mult! Amin. Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu și a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într numele Domnului, pe acel ce Părinte, binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu, cu asul Har și să iubire, Doamne. Totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. 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 Mulțumim mult.